e bună seara, cade. Așa, să cam terminat zilele în care trebuia să, să filmeze dimineață. Vedeți și voi niște raze, niște lumină pe la gemulețul ăla din spate. Da. Nu știu dacă astăzi o să existe un conținut neapărat explicit. Dar cu siguranță, probabil, cineva o să se simte extrem de ofensat. Și extrem de umilit, din de vedere verbal, sau datorită faptului că o să expun o conversație pe care am avut-o în mod normal, într-un mediu particular. Da, deci ca tare le deschideți în cunoștință de cauză. Eu încerc acum să vă spun vouă cam care sunt impedimentele când încercăm să socializăm. Un scop anume, știți? Fiecare om are un scop pentru care socializează. De exemplu, eu socializez pentru că vreau să am material pentru care să vorbesc, știți? Să vorbesc cum știți de caut, să am exemplu. Și ca atare mi-am făcut conturi peste tot. Asta nu înseamnă că sunt și disponibilă pentru tot, orice, oriunde, oricum, în orice situație. Păi ce dacă ne da. Când îi vezi așa, știi că sunt foarte, sunt foarte supărați. A ajuns de Lia Budanu să fiu un exemplu. Cetează, drăguțule. Din 2002 se face video chat. Știți? Și de când e lumea, e și măta și sorta. La fel. Știți? Nu știți. Deci nu vei, a, trebuie să-mi pun văd, că trebuie să vorbesc, știi? Vorbesc despre simpaticii noștri. Da. Și o să vin la mine. Abia ai zis și vizitați, vizualizați, da, da, de vizualizați. Fumez și beau. Înțelegeți? Fac divertisment. În timp ce fumez și beau. A, și reușesc să fac divertisment, știți? Și nu mă ascund. Ah, tântacea! Drăguță și simpatică, zic, da, 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 nu, n-am păcătuit, știți? N-am păcătuit, n-am păcătuit! Da. Sunt cea mai drăguță. Mirobolantă. Doamnă. Bun. Așa. Exact. Da, bă. Înainte să nască Dana Budeanu, exista măta. Când exista măta, exista vecina, știi? Și trebuie să facem, ne folosim de cuvânt de ea, că ea a reușit să treacă în față, știți? Ea e una din puținele persoane care a reușit. Știți? Nu știți. E cool. Unele dintre noi poate n-au vrut să reușim așa, știți? Eu nu vreau să investez din banii pe care eu îi câștig cu greu, să investesc în publicitate, în promovare și în plata unor persoane care oricum mă respectă și care oricum nu-și fac job-ul. Pentru că găsesc orice altceva de făcut mai bun și au impresia că li se cuvine sumele de bani, știi? Da, ești Dana Budeanu, ea poate, eu nu pot. Nu pot, eu sunt genul de om care te las pe liber, tătică. Ai făcut, nu, n-are rost. A, deci. Târziu! Foarte târziu! Ori decid să fac eu, dacă am timp, și iau banii din buzunarul stâng și mi-i pun în buzunarul drept, azi n-am bani. Azi cred că am 10 bani, știți? Mi-a luat bani în fimea. Decât să pun publicitate ca să ajung eu un icon pe YouTube, cu 100.000 de vizualizări. Bă, eu din 2002 stau și fac asta. Și ceea ce vă explic eu acum și vă dau gratis, eu eram plătită pe minut, știți? Bun. Așa. Am îmbătrânit la spaltele, știți?
Aici vă arăt cum se bate. Bun. Eu o să vă spun ce am făcut. Nu e un secret. Sunt peste tot. Apare o aplicație nouă, o să-mi fac cont. Aflu și-mi fac cont. Că mă plictisesc, știți? Eu mă plictisesc. Da. Deci pentru că mă plictisesc amarnic. Așa. M-am gândit să fac chestia asta. Bun. Și uite așa, intru eu într-o discuție cu, un, cu o persoană, nu mai știu ce profil are, că nu mai contează. Chiar nici nu mai contează ce avea la profilul ăla. Așa, important este că eu mi-am pus ce vreau. Știți? Eu caut o persoană care să fie inteligentă. Dar lumea n-a înțeles ce fel de inteligență caut eu, știi? Inteligență e... Eu caut un om inteligent emoțional. O persoană obedientă este o persoană inteligentă emoțional. Primul lucru. Ai cum să fii așa, puternic? Să crești împreună alături de un alt om puternic dacă nu ai inteligență emoțională, da? Și eu o să vă spun cum puteți să vedeți o bărbații care blafează. Asta vă învăț. Blafează. Ai un interes. Da. Tu ai cum să le duci. Mă, dacă măsa și societatea nu l-a educat, înțelegeți, mi-am meditat toate alea, nu mai sunt interesată de persoane, da? Din la mine și mă caută la 25 de ani. Nu mai țin minte cât am pus. Cred că am pus 37, 35, 38. Abar n-am ce vârstă mi-am pus. Ca să caut măcar să am conversații, știți? Și mi-am dat seama că, de fapt, de drept, am foarte puține conversații. Am bătăi de joc, știți? Asta e. Și ajung la un moment dat, tipul zice că ar fi bine să vorbim la telefon. Ce pus? Crezi că dacă ai numărul de telefon, ai persoana și acces la persoana respectivă, adică. Ei, bag numărul de telefon a omului în WhatsApp-ul meu și dăm conversații. Și ne conversăm noi așa acolo. Omul nu știu ce pretinde că este. Probabil că după cum arată ca și după numărul de telefon, stați așa că vă zic imediat ce vreau să zic prefixul. Acestui este Spania. Asta e. Căpșunare. Bun. Da. Și omul a venit în România. Știți, din Spania a venit în România. Nu știu, mă interesează că am numărul de la de Spania. Și bagă, îmi spune cum se numește și grici și îmi scrie după ce scrie cum se numește. Mare noroc avem cu carantina asta. Bă, eu din câte știu, s-a instaurat, s-a instaurat, sunt dislex. Acum, ca să înțelegeți de ce, eu, da, n-am ajuns să fiu mare urător. Am o dislex. Nici măcar nu pot să o prăf. Trebuie să fac exerciții, știi? Dat de cool. Sunt dislexică. Deci, trebuie să citesc cuvântul. Bun. Așa. De ce am creat pentru alții? De ce am scris? De ce îmi place extrem de mult să stau să vorbesc? Așa. Da? Bun. Și îmi scrie chestia asta cu carantina. Aia a fost genială. La care eu încerc să-i spun, știi? Nu i-am spus greșești. Și am spus, e izolare. Că aș fi spus, bă, boule, greșit. Ești proastă, fă. Știi? Cum fac ei? Ești cultă, ce ai terminat tu facultate, nici liceu unde ai terminat. Înțelegeți? Cam asta spui unui om când te corectezi. Trebuie să știi, trebuie să ai talent. Și spune izolare, carantina era dacă eram bolnavi. Toți, știți. Eu sper că nu ești.
Și îmi spune, nope, nu, cum să fiu, mă rog, și îmi dă niște poze de cum era el acolo, începe să-mi povestească despre cum stă el acolo la la munte, în locul respectiv. Avem și noi un small talk, așa se numește, și la care își exprimă părerea despre ceea ce numește el carantină. De fapt, e izolare, carantină, sunt persoanele care sunt băgate, care au deja virusul. Ce să facem? Nu, că nu trebuie să termini facultate. Nu, trebuie să te interesezi. Știi, când un om te corectează și nu-ți spune, ei, tobitoc! Bun. Și spune, ci că în fine, o porcărie, după părerea mea, le trebuia o criză economică și nu știau ce motive să invoce. Și eu zic, era deja o criză economică. Ok, bine, nu știe. Și am spus că aveau nevoie să existe un țapi spășitor, atât, știi? Și bă, l-au găsit, zic, nu l-au creat. Și zic că tu de ce nu dormi la ora asta? Și acum te trezești de obicei? Sau te trezești, sau acum te trezești? Și zic că acum termin munca. Vă puteți imagina că vorbeam chestia asta la 5 dimineața, știți? 5:30 dimineața. Și că acum termin munca, am fost ora 3. Și că tură? Ce înseamnă? Gen, în ce domeniu lucrezi? Deci el pretindea că nu știa în ce domeniu lucrez eu. Mie îmi plac de bărbați ăștia, știți? Ei nu realizează. Voi înțelegeți? Că ei nu realizează că sunt penibili. Să vă dați seama mai târziu că el știa. Ipocrit. Se numește ipocrizie. Îi explic ce înseamnă tura 1, tura 2, tura 3. Crezi că nu știți când te întreabă cineva tura și te faci că nu înțelegi că și lași să vezi ce faci. Și îmi spune că încă se lucrează între schimburi în România? Hai! Îmi poți spune domeniul de activitate? Și zic că sunt sexolog, deviații sexuale și parafilii. Chiar asta sunt, adică eu nu fac. Eu nu sunt prodom, eu mă întâlnesc cu tipi care să îi domin. Știți? Nu știți. Sau care să pretind. Sau care să le cer. Faci eu mă joc, știți? Adică eu fac mișto. Canalul meu este partea de divertisment. Ok. Și eu pe anunțul de pe OkCupid, pe un site, eu mi-am pus acolo că eu caut bărbat, un bărbat impotent, știți? Da, sunt foarte cute. Și îmi spune că referitor la anunțul tău de pe așa, nu sunt impotent. Încă sunt atras de o relație DS. Însă sunt atras de o relație DS. Iar ceea ce ai scris tu acolo m-a captivat. El n-a înțeles că eu am scris, că eu am o fire dominantă. Și caut o persoană obedient. Nu caut o relație. Dominant, submisiv. Dominant, obedient. Nu? Nu caut. Nu ofer. Nu sunt jucător. Știți? Și am zis, bă, hai să-l las pe om. Să totuși. Te e obedient omul și nu știu eu. Voi fi idiotă. Uite că omul degeaba. Și mă întreabă, zic, în ce zonă locuiești? Și îi spun București. Da, dacă omul a zis că numărul era de Spania, de telefon era de Spania și el era pe undeva prin munți, pe la noi, da, am zis și eu în ce zonă locuiesc și am spus București, ce să facem, că aia e zona a Bucureștiului. Și zic, asta este evident, vreau să spun în ce cartier, ci că e relevant cartierul, ci că nu. Scuză-mă, era doar o întrebare banală. Nu-i bai. Și mă întreabă mine, că ce înseamnă BDSM-ul pentru tine? Ce formă de dominare practici? Și că nu practic niciuna. Nu practic. Ciudat. Și eu zic, caut un partener de viață care să fie obedient.
Din profilul tău așa se înțelegea. Da, nu? Am spus că sunt un caracter dominant. Plus că m-am uitat și pe YouTube unde vorbesc despre BDSM. Și zic, păi da, am spus că am un caracter dominant și că practic doar tantra. Da? Vă fer sex prin penetrare, chestii, da, ca o partener de futaie, știți? Nu e exclus. Mă înțelegeți. E exclus. Eu sunt un monogam. Eu. Gata. Odată m-am ars în ultimii ani, relația asta. Dar mă ard în fiecare, nu stâmpită. M-am ars și nu mi-a făcut bine. Mă înțelegeți? A plecat. Nu mi-ai dat la toate, toți ăștia care vin la mine, gata, deschidem picioarele. Deschidem picioarele. E un privilegiu. Știți? Sexul e un privilegiu. La prevința mea. Și nu e o obligație. Da. Și zic și că și ăla e jobul meu. Că eu vorbesc despre BDSM pe YouTube, e jobul meu. Da, de zile e jobul, e pasiunea mea. Că o fac pe bani, că o fac pe notorietate, că o fac pentru 100 de oameni care se uită la mine, că probabil într-o zi o să-i rămâne toți ăștia 100 sau poate să fie mai mulți, nu mai contează. Bă, sunt 100 de oameni care se uită la mine. Și probabil că, având în vedere că sunt numai 24 abonați, probabil că, da, ce să zic, se uită de 4 ori la mine. Ca să înțeleg, nu, altfel nu pot să-mi explic, știți. Bun. Dau și eu niște explicații, da? 100 de oameni, 100 de oameni. Țin minte că eu lucram în studio și începeau astea, știi, să existe, da, ce dragă, ai numai 5 persoane la tine, că no, stai toată ziua acolo, mai bine îmi face ceva. De ce să fac ceva? Fac ceva, deja m-am conectat, m-am machiat, m-am așezat, mi-am... Asta sunt eu azi. Da? A, deja am făcut? Și că multe. Multe pe care nu mi le-am tatuat pe față. O grămadă de lucruri am făcut. Le-am tatuat. Ceea ce e evident. Eu vorbesc numai de lucrurile evidente. Corect. Sunt foarte, foarte, foarte obosită. Îți mulțumesc că mi-ai scris. Let's keep in touch. Și plec. Și eu termin în 30 de minute și mă las somn. Să o dimineață liniștită. Sau să la casă. Furându-ne cu ceilalți bombardieri. Să rămână. Cum ți-e ziua? Până abia m-am trezit. Azi zboz de bol, s-a dormit 8 ore. Și el râde, și că de obicei dorm puțin și zic, păi, fără cafea nu funcționez, de obicei sunt întreruptă din somn, având în vedere că dorm dimineața sau ziua. Și îmi spune, ciudat ce ob mai ai, asta de noapte. Românii se cresc sănătoși. Ei merg pe stradă și țipă după babe sau tinerele, ce bună ești de pulă. Și sunt ok. Înțelegeți? Ok. Super ok. S-au scris mie pe site-uri că au nevoie de o relație dies. Sau sunt cu colț, cauzi eu pe una care se pută în continuu toți bărbați. Mă licită. Ok. Și zic că aș fi murit de foame cu românii. La care el zic, foarte urât comportament, suntem crobian ca nație, lucrez pentru un site în afară și zic că, da, ce să fac. Dacă două femei s-ar pupa pe stradă într-un mod mai sexy, nici un român nu ar spune nimic, jur. Dacă se pupă doi bărbați, trebuie musa o morți eventual bătuți. Le aș în gură, știți? Ea nu pot. Că nevastă-ta vine acasă cu altă gagică, țucul, am două pizde mai multă pentru mine, știi? Dacă a ta ar veni acasă cu un bărbat și ăla ar încerca că e bisexual și s-ar futești cu tine, ți-a dracu de curvă nenorocită, știți? Știți? Deci că suntem ipocriți. Uite, așa am ajuns. Da. Și îmi spune mie că, a, da, e vorba despre biserica, e despre educația primită pe timpul comuniștilor.
Și de-aia am făcut canalul ăsta. Schilodez verbal toți popii homofobi. Și nu numai. Așa adăuga eu. Și că da, însă văd că ai câteva zeci. Sau maximum sute de viewer. Fumez și beau. Da, am dat sute de viuri. Știți? Bun. În spatele persoanelor care le vedeți voi în aici, Ana, ei au contract de imagine. Da. Bun. Numai că nu spun. Că așa voi. I-am spus, zic, eu vin dintr-o familie tradițională unde erau două religii, ortodox și dărit vechi și adărit nou. Toată viața lor și-au petrecut-o certându-se pe tema religiei. Clar. So, îmi spune, nu prea ai audiență. Eu nu fac asta pentru audiență. Eu nu vreau să ajung cu un attention whore. Opa, pentru că să existe undeva pe internet, toate lucrurile astea au vorbit. Uite, acum mai pe Facebook la mine am împărțit una din, și pot să vă pun și în link, una din cele mai importante videouri pe care mie mi-au plăcut de la George Buhnici, Cine este Speak? Unde Speak vorbește despre lucrurile, și ca să vedeți, așa acolo o să vedeți cum interacționează doi bărbați, știi? Interacționează doi bărbați. Unul cu experiență și celălalt cu mai puțină experiență. Ei se educ. Celălalt nu știe despre industria muzicală, și celălalt știe despre tehnică și cum, bă, comunică. Greșești! Cum o să vedeți cum face tipul care vorbeam eu. De-aia bărbații ăștia sunt singuri. Da, păi, că e țipă. Am plecat, l-am blocat pe tipul ăsta până la urmă, o să vedeți de ce. Și explic, păi nu am cum să fac promovare, fumez și beau în timpul videourile. Mai am și alte pagini, eu personal, nu i-am spus asta, eu mai am și alte pagini, am lucrat și în spatele, am lucrat și în producție. Eu am lucrat în producție, lucrez în foarte multe locuri unde eu fac chestia asta în mod constant, cunosc oameni care lucrează în publicitate, care lucrează în media, și știu toate aceste aspecte. Adică eu, în momentul în care am ieșit în față cu acest canal, și am decis că eu fumez și beau și sunt eu. Da? Eu am ieșit cu un scop. Eu am ieșit cu un scop pentru că vreau să demonstrez că fac același lucru pe care îl face și o altă femeie sau o altă whatever, ce vreți voi să o considerați. Fără să investesc, fără să v-am angajat, să vedeți diferențele. Ca voi să judecați. Ca voi să înțelegeți, să procesați. Să existe o contra. Un contraexemplu. Atât din cât eu nu beau Coca-Cola, Sprite, Pepsi și alte chestii, da? Și beau vodka și trag tutun. Logic. O să existe așa ceva pentru că nu-mi dă nimeni promovarea. Eu am făcut asta pentru a mă feri. Să ajungi celebră sau putea să ajungi în cap, știi? Stai până în cap. A, bine, îți vezi treaba ta. E un lucru de care eu m-am ferit toată viața. Vreau să supraviețuiesc frumos. Vreau să am material în fiecare zi. Și pe care spun, zic, Dana Budeanu plătește să aibă așa audiență. Toți au făcut asta. Și zic, vin din casă de producție. Eu așa am supraviețuit pe timpul studenției. La care zic, știu toate mizeriile, știu cum se fac vizualizările pe YouTube. La care ea cică, plus că am constatat unele asemănări în exprimare cu Budeanca. Nu e chiar mișto, să știi. Oh. Oh, vai, este mișto. Oh, e
făceam așa de când înainte să apar doamna Puteanu pe sticlă, știți? Hai că cine mă cunoaște știe că fac mișto. Așa sunt eu. Habar n-aveam eu până să iasă, până să plece din ProTV să existe scandal, habar n-aveam cine e doamna Puteanu. Adică da, ce trebuie să facem, asta e viața. Hai să ne spânzurăm. Bun. Așa. Și zic, păi da, una ca mine, de la ca alta, a învățat toate lucrurile astea. Și zic, mă întreabă, ce ai studiat? Și eu zic, printre altele, psihologia, evident, dacă sunt sexolog. La care zic, puteai să termin două facultăți sau nu e chiar evident? Bă, eu am început vreo patru. Am terminat, începând facultatea de medicină, facultatea de marketing și management, facultatea de psihologie. Și școala vieții. Așa. Și n-am terminat pe toate. Eu doar la început. Bun. Și, mă rog, îi dau niște exemple pe acolo. Vorbește cu mine de Vlad Moiculescu, de faptul că eu i-am explicat. Cred că știți din videourile mele că am încercat să lucrez și la o asociație din spectru autism. El habar n-are ce e Medicamp. Era vorbit, știi? Am nevoie să plătesc facturile. N-am de unde să fac voluntariat. La vârsta care aveam eu, la momentul respectiv, când eu am terminat, eu aveam un copil de 13 ani, 14 ani. Dacă nu plătea nimeni facturile, cine era cum plătea mie facturile? Să continui să fac eu, știi? Și zic, păi trebuie să ai flair de antreprenor. Vlad Voiculescu face minuni cu Magicam. Pe care am... Într-o zi o să vă povestesc despre faptul că am început facultatea de medicină dintr-un motiv, după care am continuat-o dintr-un alt motiv și apoi m-am oprit în anul 5 dintr-un alt motiv. Toate au fost alte motive. Bun, și zic, mulți oameni își cunosc meseria, dar nu toți știu să se vândă. Bineînțeles că, na, trebuie să nu neapărat, dar nu, că nu ai cauți o asociere. Dacă n-ai un antreprenor. Și spun, zic, mie nu-mi ies nici asocierile, nici parteneriatele, nici vândutul personal, ci te compătimesc. Aici am vrut să ajung, ca să arătată șmecheria. Compătimirea nu este un cuvânt, te compătimesc. Compătimirea este este un simțământ. Aici eu am devenit, eu în momentul acesta mi-am dat seama că îmi pierd vremea. Și din momentul respectiv mi-a existat confirmarea. Aia a fost de 3-4 ori și a existat o confirmare. Fetelor, când vă spun, îmi este milă de tine, te compătimesc, hai să te ajut. Nu sunt cuvinte. Le folosești, dacă le folosești cum e aici, faci creatoare de content. Îți creezi niște mizerie și te caci, îți iei sângii dejecțiile altor persoane, tot ce au dejectat oamenii. Da. Îl transformi în, știți, iei căcatul și îl transformi în bici. Și pocnești. Cam așa se întâmplă. Așa sunt creatorii de content. Bun. Sau te chinui și sortezi și păstrezi lucrurile bune și faci din ele un fel de reciclare, da? Și reușești să faci ceva util. Bun. Și din momentul respectiv eu m-am dat seama. Compătimirea este o chestiune foarte simplă. Eu compătimesc oamenii fără să le spun te compătimesc. Arăt compasiunea. Compasiunea este o trăire. Compasiunea nu este un cuvânt. Știi? Și spun, n-ai de ce, atâta pot eu. Și mă întreabă, și de unde reușești să te întreții? Din muncă independentă, munca asiduă și respect față de oricine se respectă pe sine. Însă nu oricine reușește să respecte pe sine. În momentul în care el m-a scris te compătimesc, vă dați seama că eu mi-am dat seama că nu se respecte nici pe sine. N-ai cum, eu n-am cum să am o astfel de persoană în lista mea de WhatsApp cu care să vorbesc.
Poate să aibă numărul meu de telefon, dar nu poate să aibă nu poate să aibă o continuitate. Poate să comporte ca un stalker, poate să o înjure, după aia poate să dea numărul de telefon al cuiva, să facă mișto, știți? Dar eu nu am cum. Ci că așa este, totuși ai putea să obții mai mult în domeniul ăsta. Cine ești tu să-mi spui ce să obțin? Te interesează că... Și zic, ceea ce face Dana Budeanu se numește umilire verbală, o făceam eu din 2002 pe bani grei, muncit pe site-uri din străinătate. Și că făceai video chat gen. Și curvele ne-au invadat video chat-ul și se întâlnesc cu membrii. Și uite că asta este. Am avut o perioadă în care eu, prostituatele, pardon. Și eu am avut o perioadă în care m-am revoltat, pentru că eu în toată perioada aia n-am făcut lucrurile astea. Ei se întâlnesc pentru bani. Se întâlnesc că s-au îndrăgostit de un client, că le place cineva, că nu știu. Nu, ele o fac pentru bani. Și au venit prostituatele când au văzut că la capătul, da, sau la barul de noapte nu mai vine. Puteți da seama că în momentul ăsta de față, când barurile s-au închis, toate prostituatele au venit pe video chat, da? Și au făcut pagini de YouTube, imediat. Eu mă făcusem înainte. Ce să facem? Asta e. Asta ca să vă râdeți, știți? Mie îmi place să fac glume. Și... Ea n-a înțeles ce i-am zis eu. Că noi o facem din 2002. Că noi am devenit un reper pentru gen cele care sunt acum influențărițe, creatoare de content și creatoare de mod. Da. Eu, noi am devenit pentru că lucrurile astea se făceau. Adică în industria porno și acasă tu faci lucrurile astea. Faptul că tu te folosești de instrumentele porno să te promovezi, este cu totul altceva. Da? De că ajuns reper trist. Nu ajuns reper, tu ai băgat în discuție, eu încercam doar să-ți explic care este șmecheria. Și știu de ce am făcut asta. Și că poți să vrea românul. Și că, rahat, asta a fost silit românul să accepte. Păi, cine vă pune, mă? Mai a fost silit românul să accepte. Cum adică? Eu făceam asta pentru străinătate, nu făceam în România. Persoane de genul ăsta mi-au arătat că se poate face și cu România. Și că dacă cumva vrei să fii attention whore, faci asta. Și dacă nu găsești pe cineva care să-ți promoveze brand-ul, cel mai mișto este să te promovezi pe tine. Și bă, știți cât costă să-ți promovezi, să pui o fufă să-ți promoveze, să-ți promoveze ție brand-ul? Brand-ul tău de haine? Dacă ea arată atât de mișto, de ce să nu se fie, să nu se pună ea să expună? De la Revoluție și până acum stăm îndopitociți, educație, încădere liberă, nația trebuie să fie cât mai proastă, proștii manipulești foarte, foarte, foarte ușor. Și zic că vecinii mei au încetat să asculte muzică în weekendul trecut. După ce am făcut o criză de nervi. S-a enervat. Omul de aici a existat așa o cădere liberă. Suntem în experiment social de îndopicire maximă. Și mă trapă pe mine că ce job am eu, dar am nevoie de bulan. Și am spus că securistă nenorocită. S-ar filmul. La zării cu bulan. Și zic mă rog. Aici lăsăm pentru că după aia se simt vecinii mei supărați. Și zic că mă văd să râd de serioții din aia, mă văd să râd. Băi, e bine că am talent, zic că pentru care... Și încep să fac mișto, știi, povestesc de lucrurile astea și la care îmi spune el mici. E doar, ci că, ce trupe?
E doar divizia antiteror, unde am destui mei amici și foști și actuali. Arma se ține în seif, nu se ține în podea. Și sunt și printre amicii mei, sunt și șefi destui de mari. Adică nu știam eu cu cine vorbesc, mă, tu înțelegi. Să fie rușine nenorocită, dracu, de securistă împuțită. Amicii lui sunt niște șefi extraordinari, sunt inteligenți, mă înțelegeți. Adică nu eu, Ștelia Budeanu a devenit. El e varianta masculină a Adeliei Budeanu. Înțelegeți? Adică eu. Da? Asta am vrut să demonstrez. Prin chestia asta am vrut să demonstrez ce înseamnă. Ca voi să înțelegeți că eu am creat o astfel de diversiune. Da? Prin care îți dai seama omul respectiv ce gândește. Îl vezi dacă el... Bineînțeles că a început o groază în care el începe să-mi spună mie, știi? Hai să o lăsăm asta așa cu seriu. Sunt și oameni capabili în țara noastră. Mă înțelegeți? Dacă vrei să vorbești de oameni capabili, nu te interesa persoana mea. Adică, cum mă vedeai ca o persoană incapabilă? Sunt oameni care cred că trebuie că iau influență. Trebuie să decide cum trebuie să apari online, știți? Hai să tir. Bun. Nu aveți voi bloc? Cât reușesc eu să blochez. Bun. Și îmi spune, pentru că altfel o dăm în bârfe ieftine, care nu-mi plac. Ați înțeles, mă, băieți? Nu-mi plac în bârfele ieftine. Și bineînțeles că i-am spus, am făcut o chestiune foarte mișto. Bineînțeles că a dat-o de toate. Mi-am spus, tu ai început discuția, ai fost curios ce fac, ți-am răspuns. Și acum ce vrei să vorbim? Și începe să-mi spună, noi, să vorbim despre noi. Despre noi, despre ce am mai citit, pe unde am mai fost. Noi, eu, tu, nu de alții, nu să vorbim proști. Da, noi nu... N-am cum să vorbesc cu un om. Cu un om cu care eu nu pot să fac caterincă. Și cu un om care îmi scrie, te compătimesc. Tu nu vrei să vorbim despre ce am citit. Că dacă vrei să știi despre ce am citit și pe unde am fost, tu vorbeai de la început. Nu mă luai cu... Am văzut ce faci acolo, păi tu, și am văzut ce faci și Dana Budeanu, și am văzut că e ca Dana Budeanu. Și cum fac așa, eu imit pe ăștia, știi? E așa fac. Păi asta trebuie să înțelegeți. Cum o imi... așa fac ei, în realitate. Eu așa îi văd. Când ei se manifestă așa și le-am întrebat. Care noi? Eu și tu înseamnă noi. Dar noi are multe forme. Noi ca cu un cuplu. Bă, adică voi înțelegeți? Eu deja, eu aveam o conversație cu omul ăsta la 40 de ani. Eu pornisem o conversație în care eu l-am testat pe omul ăsta. Că tu nu poți să-l lași așa. N-ai cum, eu nu mai pierd vremea. Carantină în creierul lui, izolare în viața mea, știi? Așa e, din punctul meu de vedere, consider că noi suntem în izolare, nu suntem. Noi avem o situație de urgență, adică eu știu ce sunt. În momentul ăsta știu ce stare am în țara asta. Și că ceva, nu să ne lamentăm, ei și tu înseamnă noi, bai, noi ca indivizi separați. Eu deja eram în cuplu. Adică eu faptul că eu vorbeam cu omul ăsta, el în creierul lui credea că noi suntem ca un cuplu. Hotălică! Că noi nu suntem în cuplu!
Șurel, ia-o calm. Asta ca voi să înțelegeți cum se spală creierii. Reiese că eu sunt vinovată, că n-am discutat, dacă tu vrei să știi pe unde am fost eu, ce cărți am citit. Păi tu nu puneai întrebarea, ce faci? Nu-i povesteai omul respectiv, nu făceai mișto de omul ăla, știi? Nu-i explicai, nu-i puneai întrebări stupide, ce job ai tu, dai bulan. Nu-i scriai că-l compătimești, nu te interesa pe tine cum se întreține omul respectiv, dacă pe tine te interesa cu adevărat cum gândește. Asta este o gândire de manipulator și de torționar. Ca să înțelegeți, în psihologie, așa se ocupă, așa se manifestă torționarii. Și ăștia care ei se cred într-o relație doar pentru că i-ai spus bună ziua. Ce relație avem noi? Nu avem ce fel de relație. Bun. Începe să-mi povestească. Bineînțeles că asta este o manifestare prin care el practică o umilire. Mentală. El încearcă să mă calce pe cap. Fără permisiunea mea. Eu nu l-am cerut să mă calce pe cap. Eu i-am dat voie să stăm să conversăm. În funcție de întrebările pe care le-am, eu nu sunt omul care pun întrebări. Când încep eu să pun întrebări, înseamnă că sunt interesată de tine. Dacă eu nu-ți pun întrebări, nu sunt interesată. O femeie, dacă nu-ți pune întrebarea, ce mănânci? Ce îți place să mănânci? Ce filme te uiți? Femeia nu-i interesată de tine. Femeia aia te lasă întâi să vezi, să vadă ce faci. Bun. Și începe să-mi spună. Și bineînțeles că am scris eu o tonă de căcaturi legate de de chestia asta, știi? I-am explicat. Când rezii diferența, vă trebuie să înțelegeți că eu m-am jucat cu niște cuvinte și el nu a realizat. Când rezii diferența, o să înțelegi ce zic. Eu nu mă lamentam, povesteam ceva real din viața mea. E fain să faci mișto de fricoși și el zice că nu. Pentru mine e fain să faci mișto de fricoși. Ce faci? Nu. Vreau să scrii, pentru mine nu este fain. Adică nu. Okay. E fain să discuți cu oameni capabili, lucruri interesante, să râzi de proști infantilism, e un comportament pueril. Și zic că așa, trebuie să existe doi oameni capabili ca să existe o discuție. Tu deja ai stabilit cine sunt eu. Când mi-a zis că mă compătimește. Eu doar urmez cine mă crezi tu. Nu poți vorbi lucruri capabile, cum știu aici, cu un om pe care îl compătimești. Nu și-a dat seama. Trebuia să, dacă el își dădea seama, spunea, nu poți vorbi lucruri interesante cu un om pe care îl compătimești. Și mi-a scris ca răspuns, iar greșești. A, divin! Zic, bă, să știi că ai dreptate. Deci eu la dreptate la momentul respectiv, mai am seama că e adevărat. Nu ai cum să vorbești lucruri interesante cu un om care a venit să spună că greșești. N-ai cum! Un om care vine să-ți scormonească în căcatul din care tu încerci să faci bici și să pocnească, ăla doar poftește la rahatul tău. Ia tu pe tot.
și l-am blocat. Bineînțeles că în timp ce făceam chestia asta, până găsesc butonul, până să fac așa, i-am scris că o să aștept până reușesc să procesez ce ai spus și o să te retragi. Mi-am dat seama că nu se retrage omul, pentru că continua să vorbească. Și bineînțeles că chiar studia psihologia? Bă, n-am studiat psihologia, asta este. Ghinion, n-am studiat-o. N-am studiat. N-am studiat psihologia, eu doar partea asta cu sexul. Deci, impactul! N-am studiat toată psihologia, că doamna de-a întâmpită. N-am nici timp. Să fii psiholog înseamnă să fii continuu, să... Da? Eu m-am oprit aici, pe nișa mea. Am toată ziua la dispoziție. Că vă studiez eu din când în când pe canale diverse și prin diferite moduri, asta este cu totul altceva. Pe baza ceea ce am citit. Citesc ceva și pun în practică. Eu nu iau de bun ce scrii în cărțile alea. Eu încerc să practic. Vreau să văd ce efect există. Eu nu cred. Eu sunt o mană credincios și am blocat pentru că vă dați seama. Era o discuție absolut stupidă să stai să continui să vorbești despre lucrurile astea. Când termin asta, o să încerc să vă povestesc ce ar trebui să facem noi pe perioada unei izolări. Și poate că cineva o să mă asculte și o să mă și audă. Poate o să vină cu sugestii cineva în anumite domenii. Să existe o soluție pentru a sprijini acele locuri unde noi obișnuiam să ne petrecem timpul când ieșeam afară și pentru a nu muri încercăm să le pentru că să existe o continuitate, e cel mai bine să ne ajutăm între noi. Asta e compasiunea. O să fac imediat un clip și o să vorbesc liber, că nu am niciun prompter. Nu folosesc nicio chestie dinainte în care să stabilesc eu să fă eu mare șmecherie pe basculă. Da? E un vorbi liber. Asta este. Deci nu uitați. Share, like, dislike, Patreon. Dacă vă place ceea ce fac, puteți să susțineți din punct de vedere financiar, având în vedere că de ce să facem, puteți să ieșim afară. Deci nu putem să fim plătiți. Bun. Vă doresc toate cele bune și ne auzim la următorul clip despre coronavirus. Despre măsuri, cum putem să ne ajutăm reciproc.